Luni după primul antrenament, Diniț a declarat că vrea să ducă echipa pe un loc pe podium în noua ediție a campionatului Ligii a III-a. De menționat că la încheierea sezonului fotbalistic 2019-2020, alexandrenii au terminat pe locul al patrulea, iar la întreruperea meciurilor din cauza pandemiei de coronavirus, CSM Alexandria acumulase 28 de puncte în 16 partide. Ați avut parte și de primul antrenament cu fotbaliștii din cadrul echipei de la Alexandria. Ce părere aveți acum la prima vedere? Păi n-am cum să fac o părere deocamdată, lipsesc și câțiva jucători importanți. Este o săptămână de reacomodare la efort, trebuie să ne cunoaștem mai bine, trebuie să mai aducem și niște jucători pe posturile lipsă care le avem, în special juniori. Sper să facem treabă bună. Care va fi tactica pe care o veți aplica la antrenamente, în timpul antrenamentelor? Tactica? Păi există o periodizare. Prima dată vom avea o perioadă de reacomodare la efort, o perioadă de acumulări, o perioadă de așezare în teren cu tactic și după aceea începe campionatul. Dar încercăm să le învinăm pe toate, să ne formăm. Nu înseamnă că dacă avem o perioadă de acumulare, înseamnă că facem numai alergări. Facem acumulare și cu mingea, adică cu posesii, cu jocuri, cu acțiuni, tot ce trebuie pentru a ne pune la punct și ceea ce gândesc eu să lucrez cu ei. În momentul de față, echipa din Alexandria a terminat campionatul pe poziția 5-a. În momentul în care se va relua, unde vreți să o duceți? Pe ce loc? Păi, obiectivul meu personal este să în primele 3 locuri. Asta este obiectivul meu. Obiectivul clubului, care l-am eu în contract, este 1-6. Dar eu îmi doresc mai mult. Și așa am fost întotdeauna. Le-am spus și jucătorilor, chiar dacă obiectivul clubului sunt primele 6 locuri, eu vreau să terminăm în primele 3. Referitor la venirea lui la Alexandria, Diniță crede că aici este locul lui. Mai ales că cei din conducerea clubului l-au contactat în urmă cu 2 ani de zile. De ce ați ales Alexandria și nu alte orașe, alte echipe? Am mai fost contactat de cei de la Alexandria acum 2 ani de zile, i-am refuzat atunci. Și dacă tot s-a întors așa și tot am fost căutat, zic că trebuie să merg acolo, că înseamnă că acolo trebuie să fiu. Este un oraș frumos, am întâlnit oameni extraordinari care fac parte din conducere. Am vorbit și cu Alin Pânzaru înainte de a veni aici, mi s-a spus că este un lot bun, cu caracter, cu oameni deosebiți și de aceea am făcut alegerea de a veni aici. Laurențiu Diniță și-a început cariera de fotbalist ca jucător și s-a făcut remarcat prin golurile înscrise pentru Sportul Studențesc, 65 la număr, în perioada 1996-2003. Pentru Steaua București a înscris 7 goluri în perioada 2003-2006. În cariera sa a antrenat echipele Concordia Chiajna, ACS Berceni, Fortuna Poiana Câmpina, Dinamo 2, CS Balotești, Dinamo Under 19 și a fost antrenor secund la Sportul Snagov.